știu, aș prefera să nu vorbesc prea mult despre ziua de astăzi și despre această nefericită întâmplare. Sper ca Dumnezeu să-l primească și să, nu știu, să-l aibă în liniște acolo unde este și tatăl său, Ion Cioabă. Ei doi, și în special Florin, au reprezentat un fel de echilibru, un fel de persoane cu multă bunăvoință și înțelegere pentru toate lucrurile care s-au întâmplat în ultimii, să spunem, 10 ani în rândul etniei romilor. Un om cu bun simț și cu calități, într-adevăr, de persoană care știe cu responsabilitate să răspundă de etnia sau de breasla pe care o reprezenta. El era, de fapt, liderul unei bresle care se cheamă Nomad și Căldărar, o comunitate foarte mare de rom la noi în țară. Și îmi pare atât de rău încât nici nu știu dacă pot acoperi prin cuvinte starea pe care o am sau sentimentul pe care l-am acum. Trebuie neapărat găsit o persoană care să îl înlocuiască și să meargă mai departe cu proiectele sale și este important și pentru întreaga noastră etnie să avem un om cu aceeași înțelegere, cu același echilibru, cum spuneam, și cu același tact, nu numai unul politic, sau poate nu în primul rând unul politic, cât unul de rezolvare a unor probleme pe care această etnie încă le are. Domnule Voicu, deci, tocmai acest lucru vreau să vă întreb. Ce credeți sau ce se va întâmpla mai departe? Cine credeți că va prelua succesiunea sau care sunt regulile la dumneavoastră la rom? Doamne, nu există reguli. Fiecare respectă sau acceptă o anumită conduită, de multe ori, într-adevăr, o conduită ușor primitivă, dar eu nu-l consider și niciodată nu l-am considerat nici pe tatăl său și nici pe Florin Cioabă ca făcând parte din vreo aristocrație. Deci asta cu regele și cu încoronarea și cu sceptrul și cu tronul sunt partea burlescă sau, cum să spun eu, pitorească a lucrurilor. Eu vorbesc despre omul Cioabă care a dispărut și care a lăsat, cum spuneam, acest gol. Noi nu avem a ne supune vreunui împărat, rege, cneaz, voievod sau prinț. Este vorba despre lucruri pe care ni le asumăm, cei care răspundem de această etnie, pentru a găsi soluții imediate legate de comportament, atitudine și alte chestiuni care încă sunt carențe, să spunem, în rândul etniei. Domnule Mădălin Voicu, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să intrați în legătură telefonică directă cu noi și mergem mai departe. Stăm chiar acum de vorbă cu Ion Iliescu, președintele de onoare al PSD. Bună ziua! Iată așadar o veste tristă. Florin Cioabă, care nu a reușit încă să împlinească 59 de ani, a decedat, din păcate, în această dimineață. Da, am aflat și eu cu regret această știre și vreau să folosesc acest prilej ca să transmit condoleanțele mele sincer deci de comunitate și sper că comunitatea romilor, care e comunitatea cea numeroasă în mod real minoritară din Lăcătă Românească, să găsească căile de echilibru necesar, așa cum Florin Cioabă a contribuit în mare măsură din acest punct de vedere. Domnule Iliescu, vreau să vă întreb dacă o să mergeți la înmormântare. Nu pot să mă deplasez din București. Da. Deci nu voi fi. Dar vreau să spun că eu i-am cunoscut și pe tatăl Cioabă, când în 1990 cadrul CP1-ului noi am căutat să avem reprezentarea tuturor minorităților naționale. Și primul reprezentant al comunității a fost tatăl lui Florin Cioabă. Și a fost o continuitate remarcabilă prezența fiului, desemnarea lui să continue această reprezentare și care a dovedit calități umane luate în considerare și respectat. A reușit să câștige respectul și susținerea și încrederea comunității românilor. Da. Alo? Da, vă auzim.
Ce ați apreciat, domnule Iliescu, cel mai mult la Florin Cioabă? Așa cum v-am spus, eu l-am văzut și pe tatăl dânsului, care a fost și el un om respectabil și echilibrat. A reprezentat comunitatea românilor în CPU-ne. L-am cunoscut pe tânărul Cioabă, m-am întreținut de câteva ori cu dânsul, la Sibiu ales, și mi-a plăcut spiritul echilibrat, ponderat, adică a fost un om cu trăsături de umane care văd că au fost apreciate ca atare de comunitatea respectivă. De aceea cred că este o pierdere reală pentru echilibrul pe care el l-a menținut în relație. Mulțumim!